Primăria Municipiului Timișoara amenajează un parc nou de 2 hectare în sudul orașului în cadrul proiectului european pentru construirea unui campus de învățământ dual. Parcul va deservi locuitorii din Cearda Roșie Soarelui, precum și elevii de la viitorul campus. Aceștia vor avea parte de un spațiu verde de calitate dotat cu mobilier urban modern, perfect pentru relaxare, activități sportive și zone de joacă sigură pentru copii. Transformăm un teren viran în parc cu spații de relaxare și recreere pentru locuitorii din zonă. Gândirea noastră a fost să construim nu doar un campus, ci și un spațiu deschis comunității și elevilor care vor studia și vor locui acolo. Campusul va fi, de fapt, în mijlocul unui parc de 4 ori mai mare decât Parcul Sudului, care se află în apropiere, anunță primarul Dominic Friț. Timișoara are mai multe parcuri la sud de Bega, cel mai mare fiind Parcul Pădurice Lidia, de circa 8 hectare. Anul acesta primăria a mai amenajat 2 parcuri noi, unul pe malul Begăi vis-a-vis de Universitatea Politehnică Timișoara și Parcul Lunei.